2011 a fost un an de tranziție pentru consolele portabile, întrucât atât Nintendo cât și Sony au lansat generații noi de hardware. Chiar dacă oferta software de pe 3DS nu a fost cea mai calitativă, fiecare din jocurile de pe lista următoare este dedicat acestuia. Nominalizații sunt: Mario Kart 7. Nu poate exista o nouă consolă Nintendo fără una din cele mai populare licențe ale companiei, Mario Kart. Titlul ce poartă numărul 7 vine cu cele mai multe noutăți în materie de gameplay, adăugând secțiuni de curse atât sub apă cât și în aer. Având în vedere că avem parte de un joc de curse realizat de Nintendo, efectele 3D din Mario Kart 7 sunt foarte bine evidențiate, însă experiența nu este obligatoriu îmbunătățită de afișarea stereoscopică. Super Street Fighter 4 3D Edition. Capcom nu sunt cunoscuți pentru oferta lor de jocuri portabile, însă când vine vorba de Super Street Fighter 4 3D Edition, probabil le-am dorit să se realizeze mai des astfel de titluri. Fanii Street Fighter au putut să țină în buzunar o versiune de Super Street Fighter 4 complet echipată, care totodată poate fi experimentată și în 3D. Capcom nu a făcut compromisuri pe partea de conținut, însă componenta vizuală a avut de suferit puțin în tranziția spre 3DS. Super Mario 3D Land. Primul Mario 3D a debutat pe consola portabilă 3DS și s-a remarcat ca fiind unul din cele mai bune și mai originale platformele din ultima vreme. Nivelurile au combinat cele două stiluri de gameplay Mario, iar efectul de spațializare a fost integrat în gameplay-ul propriu-zis. Astfel, Nintendo a demonstrat că 3D-ul poate avea și întrebuințare practică. Ghost Recon Shadow Wars. Ubisoft a fost unul din cei mai mari susținători ai consolei 3DS, însă oferta lor software a cam lăsat de dorit. Prin muntele de remake-uri și jocuri licențiate, a ieșit la iveală Ghost Recon Shadow Wars, un joc de strategie pe ture foarte bine pus la punct. Acesta dispune de o campanie lungă și de posibilitatea de a juca împreună cu un prieten pe aceeași consolă, însă nu beneficiază de niciunul din aturile acesteia. Cu o componentă grafică mai puțin elaborată, acest joc ar fi putut fi la fel de bine lansat pe vechiul DS. Iar câștigătorul este Super Mario 3D Land. Este normal să ne așteptăm ca Nintendo să știe să-și folosească cel mai bine propriul hardware. Super Mario 3D Land este demonstrația perfectă pentru capabilitățile consolei 3DS, fie că vorbim despre fidelitate grafică sau despre utilizarea inteligentă a efectului tridimensional. Acum că Mario e disponibil pe această platformă, fanii Nintendo nu mai au nicio scuză pentru a refuza achiziționarea unui 3DS.